Război de proporții între traficanții din Mexic. Cel puțin 53 de persoane au fost ucise, iar alte câteva zeci sunt date dispărute. În urma unui conflict uriaș și scat între două bande de traficanți ai unui cartel din regiune. Schimburile de focuri de armă sunt dese, iar violențele nu par să se diminueze. S-a recurs chiar și la închiderea temporară a școlilor din zonă. Statul mexican Sinaloa este dominat de luptele sângeroase dintre două facțiuni rivale ale unui cartel renumit din regiune. Divergențele dintre cele două bande de traficanți au făcut zeci de victime în rândul cetățenilor. Numai puțin de 53 de persoane au fost ucise până acum, iar alte 51 sunt date dispărute încă de la izbucnirea conflictului. Arestarea în Statele Unite ale Americii a legendarului traficant și liderul uneia dintre aceste grupări, Ismail El Mayo Zambada, a declanșat războiul. Potrivit bărbatului în vârstă de 74 de ani, acesta ar fi fost răpit de un membru înalt al grupului rival Los Chapitos. El ar fi fost transportat împotriva voinței sale pe teritoriul american, iar de acolo ar fi fost predat autorităților. Din acel moment, membrii grupării sale au hotărât să-l răzbune și au acaparat străzile orașului Sinaloa. Focurile de armă au ajuns să fie din ce în ce mai dese, iar oamenii sunt disperați. A fost nevoie de închiderea școlilor din cauza pericolului la care era expusă întreaga zonă. Nici magazinele sau restaurantele nu și-au putut desfășura activitatea obișnuită, fiindu-le implementat un program redus. Autoritățile statului par să nu mai facă față haosului lăsat de către cele două tabere de traficanți. Guvernatorul din Sinaloa a declarat că peste 40 de persoane au fost arestate numai în ultimile zile. În plus, au fost trimise peste 5.000 de pachete cu alimente oamenilor care s-au baricadat în case. Președintele Mexicului a acuzat Statele Unite că ar fi vinovate de toată această instabilitate prin negocierea purtată între oficialii americani și traficantul care l-a răpit pe Zambada. Pe de altă parte, autoritățile americane susțin că nu știau de prezența liderului traficant pe teritoriul lor, iar acestea se apără precizând că nu ar fi fost implicate resurse sau personal american în răpirea sa.